Mămăliga este un aliment consumat frecvent de către toți românii, dar puțini sunt cei care știu ce se întâmplă în corp după ce o mănânci. Porumbul este bogat în acizi grași nesaturați, conține multe hidrocarburi, amidon, albumine, foarte multe vitamine din grupa B, vitamina E, vitamina K, fier, fosfor, magneziu, zinc, potasiu și fibre. Aceste proprietăți astringente, diuretice, antiinflamatoare și tonice, fiind utilizat în primul rând ca aliment și apoi ca plantă medicinală. Mămăliga luptă contra stresului fiind bogat în vitaminele din grupa B, care acționează asupra funcționării sistemului nervos, a mușchilor, a inimii și asupra producției de globule roșii. Prin conținutul de vitamina E ne protejează împotriva artritei, scade nivelul colesterolului, reducând astfel riscul de ateroscleroză și implicit de infart. Mămăliga ajută și la procesul de reînnoire al celulelor. Porumbul fier conține și potasiu, necesar pentru buna funcționare a mușchilor și a inimii. Gastrita hiperacidă și ulcerul sunt ameliorate de consumul de mămăligă caldă în loc de pâine, căci mălaiul reduce aciditatea și are o acțiune calmantă. Totodată, vitamina A, conținută în porumb, este un antioxidant natural foarte important pentru sănătatea ta și funcționarea corectă a organismului, pentru un metabolism rapid care te ajută să slăbești ușor. Datorită bogăției în fibre, porumbul reglează tranzitul intestinal, este și un bun diuretic și consumat în mod regulat poate preveni retenția de apă în organism. Porumbul nu conține gluten, deci poate fi consumat și de cei cu intoleranță sau boală celiacă și înlocuiește cu succes orezul, grâul și alte cereale cu gluten. Relatează sursebune.com.